Salut, camarazi! Mă aflu la Cismigiu aici. E ora 10. Mă duc la o bibliotecă mai prin centru să mă apuc de treabă. Vreau să vă zic că sunt bine sănătos. Am dormit binișor. Am mâncat un triangul de la de pâinică caldă de la niște turcalezi după la Iore. Am băut și un ceai la camaradul meu legionar la Răzvan. Deci mă bucur că e soare, zeul suprem a ieșit, eu sunt puțin în umbră aici, dar oricum pe lângă mine a apărut soarele. Vă arăt un pic Cismigiu așa de dimineață. Înflorit, ia uitați ce frumos, totul a înflorit în Cismigiu. E frumos, e plăcut. E semn de speranță și de viață. O domnișoară face gimnastică aici de dimineață, o domnișoară frumoasă face gimnastica și cu căștile pe cap. Așa. Uitați-vă și voi aici, copacii toți sunt înfloriți la Cismigiu. Niște muncitori de aici de la parc plantează acolo și mai sădez niște flori, nu știu ce. Ia uitați-vă ce frumos e la Cismigiu. S-a terminat cu patinoarul. Uite, vă mai arăt odată în sensul invers. Sunt chiar în fața primăriei lui Mucușor. Așa. Ia uitați ce frumos e Cismigiu. Începe să capete culoare Cismigiu. Deci, camarazi, vreau să vă anunț că diseară la ora 7 sunt invitat la un live pe canalul camaradului Bamse Militari. Vă invit și pe voi cu mare drag. Deci la ora 7 pe canalul camaradului Qatar Bamse Militari de la Focșan din Dulcea Moldova. Așa, și după aia sâmbătă seară o să fiu iar invitat pe la 9 pe canalul camaradului nostru Qatar Matei Official. Deci facem colaborări, nu suntem ca de aia cu nasul pe sus, suntem populari, suntem interacționăm, nu știu ce, știți, alea, interacționăm cu toată lumea, știți, așa, tot ce sunt băieți de gașcă, sunt catari, interacționăm. Vă mai aduc o dată aminte că vreau să fac o gașcă de catari pe lângă Comana, în județul Giurgiu, la 30 de km de aici, care vreți să cumpărați o casă, să închiriați, eu știu, să un teren, ceva, vă ajut cu mare drag, e un paradis natural acolo, e o rezervație naturală, e foarte frumos, e multă pădure, apă, un fel de plantație de ghimpi, sunt rațe, sunt lebede, se poate mânca crab de 4-5 zile, sunt și lișițe pe acolo și e un picior de rai, să zic așa. Dacă vreți să vă mutați, să vă căutați o casă, ceva îmi zice și le știu cam pe toate de până zona aia. Deci v-am zis, diseară la ora 7 sunt pe canalul, fac un live pe canalul lui Bamse Militari. În rest, ce să vă zic, sunt bine, am mâncat aseară ultimul cocoșel care l-am adus, cocoșel pitic care l-am adus de la țară. M-am gândit că luni să mă duc la Brăniștear să cumpăr capra lui Coana Mimi, că vrea să vândă o capră. Pentru că m-am gândit că e totuși rentabilă o capră, că vrea 7 milioane pe ea, deci dacă vând 20 de kg de brânză sau vreo 17, am amortizat banii și după aia restul e câștig. Și brânză și lapte de capră, care e foarte sănătos. Cred că o să fie o treabă bună, dacă vrea Dumnezeu și mai pot după aia, poate luna viitoare mai cumpăr o capră. Coana Mimi mai are și un țap, dar n-am ce să fac cu el decât dacă vă băgați și voi să-l cumpărăm, să-l tăiem, să-l împărtim, să-l mâncăm. Are vreo 25 de kg țapul, dar ăla nu dă brânză, nu dă lapte, nu? Așa, v-am zis, Coana Mimi are câțiva miei, o să se facă de 5-6 kg până la Paște, deci carne fragedă.
dacă vreți îmi ziceți și vorbesc cu ea și îi amanetăm, să zicem așa. În rest, sunt bine, sunt sănătos, mă bucur că a venit primăvara, sper că și voi sunteți sănătoși, că de fapt vă doresc să aveți o zi frumoasă astăzi, joi 23, parcă e anul 2023. Vă doresc să aveți o zi frumoasă, plină de succese, de bucurii. După cum vedeți, a ieșit și soarele și unde soarele e viață. Aveți grijă de cei dragi, aveți grijă de copiii care aveți. Fiți creștini, fiți smeriți, fiți pioși. Stați cu urechile ciulite că vedeți că lumea a luat o razna, nebunii ne conduc. Așa, deci ne auzim diseară și cred că o să fac și niște clipuri astăzi, poate două, poate trei, vedem. Hai că vă pup cu drag și rămânem precum catarii umăr la umăr pe drumul vieții. Pa, camarazi!